Capitolul 5. Când a văzut Iisus noradele, s-a suit pe munte. Și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său: prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice: nebunule, va cădea sub pedeapsa focului gheienei. Așa că, dacă îți aduci darul la artar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău. Apoi vino de aduți darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime: să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine. Căci este spre folosul tău să-l piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși: oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai din pricină de curvie,
îi dă prilej să prea curvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime: să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie: da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis: ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Și oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Ori și cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis: să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru, care este în ceruri. Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplate mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.